Bun găsit, oameni buni, la un nou sezon din apicultura urbană. Azi începem sezonul cu numărul 5. Deci voi face un nou playlist pentru apicultura urbană, sezon 5. Urmează să, în timpul ce va trece, urmează să reorganizăm aici curtea, să pregătim, să aducem, o să mai aducem colonii de albine, mai ales colonii de albine nou formate anul acesta. Vreau să vă spun una peste alta că am avut niște rezultate neașteptate bune aici în urban anul ăsta. Așa că vom face ceva modificări. Se renunță total la solar pentru că apa la Râmnicu Sărat e cea mai scumpă din România. Așa că nu mai îmi permit să ud. Și vom modifica în continuare. Știți foarte bine că geometria acestei stupine a fost modificată de la an la an și veți vedea schimbări și în următorul an. Nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce se va întâmpla în stupina urbană în anul, în sezonul apicol 2024-2025. Vedeți? În partea asta aici urmează, avem o singură colonie, vom aduce și altele, vom demola total solarul, vom mai pune și acolo un rând. Eu zic că una peste alta va fi ceva frumos. Hai că vreau la primul film, că n-am mai văzut de vreo lună, n-am mai umblat, nu le-am mai dat nimica, să văd cei care au urmărit sezonul trecut, să urmărim două colonii care au fost oropsite, adică de trei ori s-a luat tot puietul în timpul sezonului activ și să le vedem dacă au ceva pentru iernat, dacă au albine cu ce să intre la iernat. Mergem acum la cele două colonii, primele de acolo, să vedem dacă mai au albine în ele și să facem și rocada corpurilor. Practic, caturile în care au ceva rezerve de miere, le aducem, le punem jos și cuiburile le vom duce sus. Deci vom intra acolo și vom face mica rocadă sau marea rocadă, depinde cum vreți să o luați. Hai să ne poziționăm. Bun, am poziționat camera. Automigdală. I-a căzut coaja și asta e producția de migdale pe anul acesta. Așa. Aici e o problemă că avem o cutie veche. După cum nu mai stau acum să aduc catul, nu mai e nevoie de el, el vom pune altdată. Ia uitați-vă, ce s-a strâns colonia. Vom reactiva și tratamentele. Ia să verificăm întâi camera. El s-a verticalizat, practic, cuibul. O să dăm afară ramele astea pe care, practic, oricum le-am ținut de umplutură aici. Dar oricum sunt după diafragmă. A avut cuibul strâns, mă. Aha. Uite, vezi ce? Oricum, o să scuturăm albinele din cat. Scuturăm catul, dar să activăm tratamentul. Asta a fost băgată de mine. A băgat o leacă de zemuță. Bineînțeles că n-am mai pontat
Așa. Și tratamentele astea trebuie reactivate. Să vedem dacă mai găsim vreo urmă de puiet pe aici. Deci vă spun, astea sunt coloniile cu cea mai mică populație, deoarece din astea am făcut material biologic. Mie îmi convine și să le unific. Uite, aici mai vedem ceva puiet. Gata de eclozare. Am uitat să le aduc și lor turtă proteică. Am uitat, sunt un calic. Uite, am uitat să le dau și lor. Atât, deci. Pa! Ce? Auzi. N-am mai luat nimic. Ia uite, Regina e aici. O carpatineză. Acum a eclozat tot puietul. Dar o... Nu, o să mă duc să aduc și... să-i punem turte. Uite, aici mai e o leacă de puiet. O lecuță. Hai să activăm tratamentul. Știi, să răcâim. Pentru că mai este, mai are substanță în el. Încă. Pentru o lună de zile. Să activăm și banda 2. Practic, acest polimer este zgâriat pentru a elibera Hai să vedem ce albin are în cat. Ne aduc și peria. De-astea pe jos, pe aici, de migdale. Ia să scot și rama asta ca să-i bag două rame cu miere. Ca lumea pe care le găsesc să îi le dau dânsului. Ia să lăsăm puțin camera mai jos. Așa. Ca să văd și eu ce se filmează aici la botul calului. O să mai filmez zilele următoare, că mai avem catul de luat după asta. Asta am început, bineînțeles, cu ramele goale, care oricum nu mai iau miere pe ele. Era și timpul și a fost o chestie, că nu m-am omorât, că oricum a fost vremea caldă. Dar o să intervenim pe ei. Să-i rotunjim. Să-i rotunjim pentru iarnă. De aici miare. Căutăm două baburiba. Le băgăm după diafragmă. Astea los baburibas. Și o să vin ulterior. De fapt, o să vă arat. O să venim cu patiuri. Intervenim în forță cu patiuri. Scuturăm elegant. Frumos cât de cât. Stai că la ultima ramă. De acum nopțile vor fi mai răcoroase.
și nu vă speriați că cuibul ăsta, oricum o să-l mai strângem noi la momentul oportun. Bun. Păi las hrănitorul ăsta, că mă gândesc, poate îi mai dau o șarjă de sirop și mă duc acum în casă să aduc patiurile. Se dăm patiuri. Așa. Am fost și cu hrana proteică. Haideți să vedeți ce ușor e să lucrez cu patii. Am spus, nu mai mă întrebați de prețuri, pentru că eu nu sunt comerciant. Eu nu vând, nu cumpăr, eu nu am niciun interes pecuniar în afacerea asta. Știți de ce fac așa? Că în capitolul ăsta aici a rezervat turtelor, e mai mic decât turta asta. Și vreau să văd cum o să meargă. Și uite așa, am îndoit-o și o dau la fete. Și o să urmărim zilele următoare. Bineînțeles, vom urmări ce se va întâmpla. Dar hai să mergem acum și la o colonie unde putem produce o rocadă. Să facem o rocadă. Tot o colonie picăjită la care o să mă uit acum dacă filmăm sau nu. Trebuie să mutăm camera. Bun. Mamă, ce bine l-am băgat. Ui. Hai că a reușit să dăm fum. Asta are miere mai mult în cap. Da, da. E altceva. Ia. Uite, numai ultima ramă e goală. Și o scot și o înlocuiesc cu una plină. Ia. E, și ăsta are albine și în cap. Ca lumea. Ia să scoate ramele goale. Nu știam ce s-aude. Ia. Vedeți? Altceva? Dar mai văd aici, în partea asta, rame goale. Așa că scot ca să le bag pe astea cu miere. Că n-are rost să iernesc pe rame goale. Așa e. Una, două. Una. Și asta e a doua. Care mai are o țărâpcă de miere. Așa că asta e miere, mai ales că am dat și sirop, asta e miere numai pentru albine. Am găsit o las baburibas. Am găsit o las baburibas. Ieși afară. Parcă altceva. Asta e miere de floarea soarelui, vă știți? Mamă. Zici de că e miere de coruș de la din Ardea, sau cum îi zice. Dăm la o parte catul ăsta care acum e plin cu rame, cu miere.
Mamă. Ia uite, are... Ăsta are albină și după diafragmă. Aici diafragma. A, să activăm tratamentele. Dar le activăm după ce. Ia uite. Asta e rama pe care am avut-o pentru trânturi. Nu cred că în fir se vede, dar când faci crescătorie de regine, trebuie să ai asemenea rană. Bun, stați așa că dăm cuibul la o parte ca să punem catul cum ieri. Și după aia mai vorbim când lucrăm în cuib. Are socul detașabil. Mamă, dar asta e un cat care n-are nicio strădelătură de cum puii mei. Aha. Hai că cineva e băiat deștept. Dar catul e gol, ăsta corpul n-are miere deloc. Ma. Ia uite ce facem noi acum. Să scoatem fundul anti varoa, să curățăm. Găselniță aici. Ma. 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 A avut acord săsătură de ceară. Dar să știți că lasă-mi cu rugul. Și mi-a făcut găselniță. Normal. Momentan, este să curăși aici. Ia uite. Ia uite ce. Unde am pus, doamne? Aici. Da, gata. Să dăm toate albinele astea. Că nu vreau să le umor. Că vreau să vin acum cu... Acum vine catul de desubt. Deci, proviziile de iarnă vin de desubt. Deci vă rog să scrieți în comentarii voi cum iernați. Deci, știu că sunteți care n-ați încercat metoda asta, dar aveți o opinie preconcepută, dar să știți că ele își cară mierea de aici sus când au nevoie de miere. Hai să ducem și... Aude. Până la primăvară așa rămâne. Hai să-l băgăm acum. Gata. Acum hai să reactivăm tratamentul. Să intrăm pe reactivare. Tratament antivaroa. Deci v-am spus, asta e rama cu celule de trânturi care o să ne trebuiască la primăvară. Hai să vedem ce mai avem noi pe aici. El o să vedeți că n-are... A, uite că mai are ceva miere pe sus. Că mierea normal e în cap. Dacă e cazul, le mai dăm ceva siropel și rezolvăm ușor. Pentru că toamna e lungă. Da. Pontă. Canci.
are cel puțin 20 de kilograme rezervă de miere colonia. Deci eu nu-mi fac griji. Uite bă, care e puietul ăsta. Chiar și păstură. Deci păstura asta e băgată acum și asta galbenă în niciun caz nu este de fara soarelui. Am mai văzut specialiști de ăștia. Eu, puiet, dar vedem deja, e, vedeți, el e bătut, dar parcă mai trebuie proteină. Ne punem călare cu proteina pe el și să vedeți noi, să vedeți ce o să iasă. Iar puiet, dar să știți, asta este păstură din perioada asta. Mai văd larvar, mă bucur. Mă bucur. Hai să vedem dacă găsim și pe penultima ramă. Da. Foarte bine am găsit. Foarte bine. Băgăm. Activăm. Și introducem. Când va ecloza puietul, va ecloza exact. Deci, tratamentele nu se pun așa, greșit. Că zici că n-are efect. Nu, tratamentul se pune aici și înăuntru, în zona, în sfera puietului. Da? Mă duce. Bun. Perfect. Perfect. Deci gândiți-vă că ăștia sunt ei mai amărâți. Stupei mei. Care ar trebui să dea de 3 ori. Să doneze material biologic. Așa. Punem hrănitorul care s-a uscat de tot. Vedeți, am avut apifa asta și acum intervenim cu în forță cu proteină, tată. Proteină, trebuie să le dăm proteină în concentrație cât mai barosan. Nu vă dați seama că sunt sigur că se stă manual la ambalatul la turtele astea. A, uite mă că au găurele. Mă gândeam că nu au găurele, că făceam după aia plângere dacă nu aveau găurele. Bun. Ei, să știți că sunt și eu curios cum vor fi luate pateurile astea. Cum o să fie luate aceste pateuri de către albinuțele noastre. Uite că tot stând așa la filmat, ce să mai mă apuca noaptea. Oameni buni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați ca să continui, bine, oricum continui, dacă să continui cu mai mult spor, un like și rămâneți pe recepție că începem pregătirile pentru trofeul apicultorul anului 2024. Știți bine, anul trecut a câștigat maestru Sandu Oprea și cu un an înainte nea Ilie Iacomi. Și anul ăsta cred că cei doi vor fi printre favoriții competiției. Am așa o bănuială. Numai bine, sănătate, fericire!